Ploieștiul se îmbracă în sărbătoare. În perioada 28-31 martie, municipalitatea organizează o nouă ediție a Festivalului Internațional de Poezie Nichita Stănescu. Începând cu 28 martie, Primăria Municipiului Ploiești, în colaborare cu Casa de Cultură a Municipiului și cu Direcția de Cultură a județului Prahova, cu Consiliul Județean Prahova, organizează cea de 26-a ediție a Festivalului Nichita Stănescu. Un punct important în cadrul acestui festival îl constituie Târgul de Carte, organizat de Casa de Cultură Ile Caragiale. Târgul de Carte debutează tot vineri în Parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului. Atunci va avea loc o lansare de carte a scriitorului Mircea Cărtărescu, începând cu ora 11:30. De asemenea, sâmbătă va fi o lansare de carte a scriitoarei Ileana Vulpescu la ora 12 și vom avea o lansare de carte și duminică cu Alex Ștefănescu la ora 11. Un regal de cultură, asta au pregătit organizatorii pentru ploieștenii pasionați de cărți. În caz de vreme nefavorabilă, activitățile se vor muta la Galeria de Artă Ploiești, iar seratele literare se vor ține la Muzeul de Artă Ion Ionescu Quintus.